Sunt mândru, sunt onorat că sunt victima unei găști demolatoare care a luat o decizie absurdă. În loc să plece ei de la conducerea partidului sau să excludă pe ei pentru ceea ce au făcut, au formulat propunerea de excluderea mea din Partidul Național Liberal. De ce spun că sunt onorat? Pentru că acest lucru demonstrează clar că eu nu am absolut niciun fel de legătură cu toate nenorocirile care au fost făcute de Klaus Iohannis și de gașca demolatoare după data de 1 iunie. Aici este vorba de aruncarea României în criză, lăsarea românilor fără apărare, în momente de gravă criză sanitară, în momente de gravă criză economică, în momente extrem de dificile în care românii nu au avut sprijin în instituțiile statului. Această gașcă demolatoare, pilotată din ce în ce mai vizibil de Klaus Iohannis, este cea care a făcut praf Partidul Național Liberal, a făcut praf democrația, drepturile și libertățile membrilor Partidului Național Liberal, care au fost împiedicați să își exercite în mod liber dreptul de vot, și de asemenea a făcut praf coaliția de guvernare și iată și-a desăvârșit opera de distrugere a oricărei speranțe de guvernare liberală a României prin aducerea PSD la guvernare. Nu vreau să mă mai refer la toate declarațiile publice ale lui Iohannis, Câțu și compania. Ar trebui să le fie rușine și când se plimbă pe stradă să stea cu ochii în pământ și să-și ceară scuze până la sfârșitul carierei politice, care ar trebui să fie foarte rapidă, pentru minciunea repetată, pentru bătaia de joc față de români. Klaus Iohannis ar trebui să-și ceară scuze către cei peste 6 milioane jumate de români care i-au acordat încrederea și de care el și-a bătut joc. Să fim foarte limpezi, aici nu este o întâmplare ceea ce s-a întâmplat. Iohannis a intervenit în mod nedemocratic și neconstituțional pentru a mă schimba din funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că eu nu aș fi acceptat niciodată o înțelegere cu PSD. Aici avem de-a face cu premeditare și, de ce nu, cu trădare. Trădarea cetățenilor români, înșelarea speranțelor și așteptărilor oamenilor care au crezut în Iohannis și în Partidul Național Liberal. Astăzi, spre deosebire de mine, care sunt complet disculpat prin această decizie, Iohannis și cu slugile lui din conducerea Partidului Național Liberal, după ce au promis că vor scăpa România de PSD, aduc PSD-ul la putere. Decizia de astăzi mă face un om liber, liber să-i reprezint pe toți cetățenii de bună credință, pe toți oamenii din țara asta care cred că au șansa să fie reprezentați corect la nivel politic, de oameni cu bun simț, de oameni cu frica lui Dumnezeu, de oameni loiali, de oameni care să fie dedicați servirii interesului public. Sunt liber să creez o construcție politică sănătoasă, care să ofere din nou speranță României, după ce, din păcate, speranțele a milioane de români au fost năruite
de ticăloșia și lipsa de onoare a multora din cei care, din păcate, mi-au fost colegi. Sunt liber să construiesc cu toți colegii mei liberali, cu toți colegii mei care au caracter, onoare, bun simț, decență și respect față de cetățean, o forță care să redea din nou șansa României de a avea un proiect cu adevărat liberal, național, bazat pe valorile creștine de dezvoltare a României. Nu-mi pare rău de nimic din ceea ce am făcut în ultimii 31 de ani. Sunt un om care am făcut politică așa cum am considerat că este normal și firesc. Cu respect față de oameni, cu modestie, cu cinste, cu corectitudine, cu un simț al obligației mult mai ridicat decât mulți din cei care sunt în politică, obligații față de cetățenii români și față de promisiunile care le-am făcut de-a lungul carierei mele. Voi rămâne la fel și pot să spun un lucru, că din păcate astăzi cei care conduc Partidul Național Liberal au transformat această formațiune politică într-un loc de prostituție politică, obligând membrii Partidului Național Liberal să se prostitueze politic și să stea în pat cu dușmanul, trădându-și alegătorii. Nu am niciun fel de regret că am trăit această experiență care mă va marca. După ce ai construit o casă, 31 de ani, după ce ai construit, practic, o mare familie, să vină niște străini în casă, să dea foc la casă, nu este plăcut. Numai că am întotdeauna în minte un cântecel pe care l-am învățat în copilărie, podul de piatră. Podul de piatră s-a dărâmat. A venit apa și l-a luat. Vom face altul pe râul în jos, altul mai trainic și mai frumos. Vă mulțumesc!